Ediția cu numărul 29 a zilelor municipiului Câmpulung a reunit mai mulți copii de la Juguri și Poenarii de Mușcel într-o locație care s-a transformat prin îndemânarea organizatorilor într-un adevărat muzeu. Deschidem în forță și deschidem cu evenimente legate de cultura noastră tradițională, de obiceiurile și meșteșugurile noastre populare și avem astăzi un atelier de țesut cu sut realizat de doamna Mirela Enaru, meșter popular, care a venit cu toți ucenicii ei aici, acești micuți care învață să țeasă, să coasă, avem și un băiat. Locul plin de costume tradiționale, cu mici războaie de țesut, cu articole vestimentare, cu sute cu migală, în cadrul atelierului însuflețit de meșterul popular Mirela Enaru, a fost vizitat și de primarul municipiului Elena Lasconi. Îmi place. E super. Super. Așa am început bucurările de călufar. Ce fain! Oricum eu sunt fan. Primărița și-a amintit că și bunica ei avea război și atunci când era copil a încercat și ea să țeasă. Am țesut, dar nu știu, nu mă pricep foarte tare. Uite, e momentul acum de să ne învețe. Deci cu subveca, asta făceam cu lăsa bunica să fac chestia asta, dar avea război din ăla mare. Războiul mare, da. Elena Lasconi a felicitat pe copii pentru ceea ce fac și pentru că o șezătoare este întotdeauna însoțită de muzică, au cântat împreună. Mărioară de la mă bucur că încă mai există interes. Există interes pentru treaba asta care pentru înseamnă de fapt tradiționale, da. Care înseamnă de fapt rădăcinile noastre. După ce a gustat din gogoșile pufoase făcute în casă și după mai multe îmbrățișări, audiența a putut afla cum a luat naștere acest atelier. Doamne, cât sunteți de fain. Mi-a rămas acel bun? Dorința mea inițială a fost să cosoie fetiței mele, de aici a plecat această pasiune de a fi meșter popular. Atunci nu mă gândeam că voi deveni meșter popular, totul a plecat de la pasiunea de a coase acea ie. Așa am ajuns să fiu cursantă a Școlii Populare de Arte și Meserii. Am deschis o secție la Poenarii de Mușcel, unde instructor este doamna Izabela Ion și primii pași am făcut alături de dumneaei. Și încet, încet am făcut o comunitate, am reușit să strângem o comunitate frumoasă, să adunăm copiii în jurul nostru, să le transmitem meșteșugul, să le transmitem dorința de a coase și de a țese și de a face lucruri frumoase. În prezent, atelierul de cusut-țesut de la Juguri are 26 de cursanți, majoritatea copii, care practică aceste meșteșuguri cu multă pasiune. Eu știu să cos, să lucrez, dar n-am țesut niciodată, am învățat aici la curs. Îmi place ceea ce fac și îmi place că și copiii au învățat. Am venit să învățăm, am fost printre primii elevi. Da, noi ne-am hotărât așa, dacă să strâng copii, mergem mai departe, dacă nu, învățăm noi. S-au strâns, da, și chiar ne bucurăm că au învățat, știe să țină acum mână, ce apucă de învață de mici, cu astea merg. Eu am învățat de când eram copil, eu sunt mai în vârstă, mai trecută. Eu sunt Patrick Negoescu Ionuț, am 13 ani, sunt pe clasa 6-a și sunt la secția de cusut poenari de mușcel. Acolo am învățat să croșetez, să cos, să fac la războiul de țesut, să cos, să prim argele, să pun culori pe ei și multe altele. De asta mie îmi place la această secție, pentru că aflu lucruri noi de fiecare dată. Mă numesc Fintoiu Diana și am început să cos când o colegă a venit la mine la școală și mi-a arătat cum făcea ea. Făcea mărțișoare, semne de carte și a început să-mi placă. Întâi am făcut de la ea, apoi am mers la atelier de cusut, aici în Poenari, unde am învățat cum să facem batiste, semne de carte, mărțișoare și apoi le vindem la târg. Mă numesc Enaru Mădălina, am 17 ani și m-am apucat de țesut și de cusut de circa 3 ani
Și în acești 3 ani am învățat să cos, să țes, să cos mărgele. Chiar dacă manifestările dedicate orașului abia au început, primărița le-a urat câmpulungenilor la mulți ani. La mulți ani, la mulți ani mușcelenilor, la mulți ani câmpulungenilor. Vă iubesc foarte mult, niciodată nu am să dezamăgesc. Câmpul Lung, așa cum am spus-o, este casa mea, este sufletul meu, așa va rămâne pe toată viața mea și poate că nu întâmplător Dumnezeu m-a adus aici la Câmpul Lung. Să fiți sănătoși, să fiți voioși, să ne bucurăm unii de alții, asta e foarte important.